Sărănuile, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Avem plăcerea să discutăm cu doamna. Sunt Simona Calciu, șef secție animație culturală la Biblioteca Județeană din Călăraș. Doamna Calciu, suntem la Biblioteca Județeană Alexandru Dobescu, un edificiu realizat cu multă muncă, așa, care a presupus multă dăruire, profesionalism, pentru a veni în folosul călărășinilor și nu numai. Subiectul nostru al redacția Primirea din Călăraș este acela de a discuta privind nevoia de carte, de educație, despre accesibilitatea cărții pe care o oferiți aici la Biblioteca Județeană. Chiar prin noi, cartea chiar este accesibilă. Noi am beneficiat de fonduri pentru achiziția de carte tot timpul și pot să spun că stăm foarte bine comparativ cu celelalte județe la achiziția de carte. Acum că avem și acest spațiu minunat, putem să punem la dispoziția comunității aproape orice carte își doresc. Avem o sală de lectură foarte generoasă în care pot veni să studieze. Important este să aibă dorința de a studia. Ce presupune această dorință, doamna bibliotecar? În primul rând vin majoritatea din nevoia de a citi, dar sunt și pasionați. Iar pasiunea asta se dobândește în timp. În primul rând, este nevoie cumva din familie să pornească un îndemn, un exemplu al familiei, pentru că într-o carte găsești mult mai mult decât găsești acum pe rețelele de socializare, pe internet. Sunt informațiile mult mai detaliate, sunt informațiile corecte, din surse autorizate. Ce fel de literatură oferiți călărășenilor? Cui se adresează literatura de aici, pe categorii de vârstă? Biblioteca noastră nu este o bibliotecă specializată, este o bibliotecă cu un fond universal. Avem, în primul rând, beletristică, care circulă cel mai mult, literatura universală, tot ce apare, noi achiziționăm pentru comunitate și este foarte important ca și comunitatea să știe acest lucru, că le pot găsi și nu este nevoie să le achiziționeze, să cumpere o carte, să o țin biblioteca aici totodată și rămâne acolo. Chiar o pot lua de la bibliotecă, o citesc, li se face prelungire de termen, dacă nu au terminat-o în termenul inițial, pot veni să împrumute cu încredere. Și eu zic că și serviciile noastre, și personalul, este unul destul de implicat și cu o aptitudine, cu o înclinație către această meserie și face treaba cum trebuie. Nu este nimeni respins, sau încercăm să-i atragem cât mai mult către această pasiune de a citi, către carte. Trebuie să vorbim, doamna bibliotecar, și despre acea relație dintre bibliotecă și școală, cu profesorii, cu cadre didactice. Cum colaborați? Foarte bine colaborăm. Avem un proiect, România Citește, un club de lectură, pentru că ați vorbit acum de cadrele didactice, în care sunt implicate toate școlile călărășene, inclusiv cele din mediul rural. Iar în acest proiect încercăm să-i atragem, să le insuflăm pasiunea aceasta de lectură, să citim altfel și să citim nu numai ce există în bibliografia școlară, că bibliografia școlară este puțin învechită, puțin perimată într-un fel. Nu că nu ar fi autori de valoare, sunt, numai că evoluția societății impune altceva. Și ca să ne ridicăm și noi la modernitatea aceasta, ar trebui să citim și altceva. Iar noi, la cluburile acestea de lectură, încercăm să atragem mici cititori, în primul rând, dar și cei de liceu, oferindu-le cărți altfel. Cărți care să-i atragă, cărți care au un limbaj accesibil lor și un limbaj modern, un limbaj... Acum au apărut o grămadă și sunt cărți atractive. Aici vreau să ajung, doamna Simona, dacă cum puteți să derutați pe tineri de la internet, de la Facebook, de la aceste rețele de socializare, către carte, către pasiunea de a citi, ce fel de cărți oferiți tinerilor de aici din Călăraș? Nu pot să spun că reușim să-i luăm de la internet. Nu. Le oferim chiar și internet în bibliotecă. Îi aducem, avem acest smart lab modern, în care avem o imprimante 3D, avem ochelari 3D, avem creioane care scriu modern.
Sunt interesați de această tehnologie? Oh, foarte interesați. La Nocturna Bibliotecii a fost laboratorul programat continuu. La foc continuu până la miezul nopții. Ce vor tinerii să citească, în afară de literatura, de cărțile din școală, care sunt obligatorii în programa școlară? Moderne acum și în pas cu noua generație sunt romanele grafice, pe care le achiziționăm și noi, adică cu ilustrații, cu... Cei mici citesc povești, dar povești moderne. Nu mai se citește așa creangă. Se citește creangă, Caragiale, Ispirescu. Citesc și așa ceva. Dar astea sunt din bibliografia școlară. Iar noi încercăm să le aducem și cărți mai noi. Cărți care sunt populare și în alte țări. Ce fel de literatură interesează pe tineri astăzi, ca diversitate? Ce puteți oferi? Pe lângă beletristică avem și domenii. Adică suntem, pentru că suntem o bibliotecă de interes general pentru comunitate, avem de la matematică, fizică, informatică, fiecare pe ce se specializează. Aceasta este o sală a artelor. Avem... Să o prezentăm puțin... Deci e o sală generoasă, cu spații unde tinerii pot citi. Pot citi și pe lângă asta aici desfășurăm și o serie de ateliere. Ateliere de creativitate. Se observă acolo, aveți un pian? Da, o orgă, avem o chitară. Alte săli ce oferă doamna bibliotecar tinerilor? Avem sala de jos, sala perspective, în care se pot desfășura activități și în fiecare lună avem un vernisaj de artă prin care încercăm să promovăm artiștii noștri călărășeni, în primul rând, dar, spre exemplu, acum este o expoziție internațională de pictură, 140 Bacovia, organizată pentru a celebra 140 de ani de la trecerea în neființa lui Bacovia. În fiecare lună organizăm diverse expoziții în acea sală mare, seminarii, putem oferi sala fără costuri, tuturor celor interesați să desfășoare un act cultural la noi aici în bibliotecă. Deci pot beneficia de acest spațiu, este foarte important de știut și majoritatea deja știu. Și vin și folosesc această sală, o oferim, cumva o închiriem, aș putea spune, dar nu e chiar o închiriere, pentru că noi nu percepem taxe pentru serviciile noastre, pentru niciun serviciu al bibliotecii nu se percep taxe. Vorbiți cu tinerii care vin la bibliotecă, este imposibil să nu existe o comunicare în jurul subiectelor pe care le citesc aceștia. Cum își găsesc, doamna bibliotecar, tinerii timp? Cum găsesc această nevoie către carte în haosul acesta urban, în viața aceasta complicată pe care ei ne-au descris-o? Este foarte greu. Și noi, bibliotecarii, înțelegem și pe ei, pentru că materia școlară este una foarte încărcată la noi în România. Programa lor este una foarte încărcată pentru că au niște așteptări și familiile și ei de la ei vor să ajungă undeva sus. Fiecare copil are pe lângă școală multe alte cursuri suplimentare de engleză, sport, pictură, chitară. Fiecare mai face și altceva, ceea ce presupune un timp. Noi, pe vremea noastră, nu eram atât de ocupați. Aveam mai mult timp de citit. E de înțeles ca ei să-și petreacă mai puțin timp citind, dar încă se mai citește și încă mai își găsesc timp și pentru așa ceva. Mai puțin, dar îl găsim și pe acesta. Am putea descrie rolul de formare profesională al tinerilor aici la Biblioteca Călăraș pentru viitor. Cum îi pregătesc, doamnă? Că am atins acest subiect, avem, Biblioteca Județeană are 130 de voluntari. Nu mai sunt toți activi, pentru că foarte mulți au plecat la facultăți. Și perioada în care ei activează foarte bine este cea în care sunt la școală, la liceu, în clasa 7-a, 8-a, atunci vin. Vreau să vă spun că s-au format niște grupuri de prieteni care nu socializau atât de bine și s-au împrietenit atât de bine aici la bibliotecă, odată cu mutarea bibliotecii în spațiul acesta, dar și când funcționam în demisolul Consiliului Județean. S-au închegat niște grupulețe care au venit la niște cluburi de lectură din lipsa de prieteni, din lipsa de socializare și și-au găsit aici.
și au venit și au început să socializeze aici la noi. Biblioteca este și un loc de socializare. Vin, joacă șah, avem șah acolo, mai avem încă două, am achiziționat, pentru că este solicitat. Vin și joacă șah. Sau le punem la dispoziție și alte jocuri, jocuri de dezvoltare, top words, de creativitate, de facem diverse ateliere cu ei, îi implicăm în a-i ajuta pe cei mai mari să-i ajute pe cei mai mici. Foarte mult. Avem cluburi de engleză, spre exemplu, în care voluntarii mai mari îi învață pe cei mai mici. Este mult mai simplu pentru cei mici și mai plăcut să învețe de la cineva mai apropiat de vârsta lor. Și vreau pe această cale să le și mulțumesc voluntarilor noștri, pentru că noi în acest sediu ne-am mutat și ne-au ajutat foarte mult voluntarii din Victoria, de când strângeam cărțile, făceam pachetele cu voluntarii noștri. Deci cei 130 de voluntari la numărul la care am ajuns acum arată o implicare și o căutare a lor de cunoaștere și de apropiere de cultura aceasta a noastră bibliotecii. Ca bibliotecar, sunteți responsabil de educație. Ce satisfacție aveți, doamna bibliotecar, vis-a-vis de tinerii călărășieni? Sunt absolvenți al unor instituții de învățământ, v-ați întâlnit cu ei, ați putea da exemple chiar. Cine puteți spune? Eu, ca și coordonator de voluntari, în primul rând, vorbesc mai mult de voluntari pentru că au fost mult mai apropiați de noi și vin foarte des la bibliotecă. Și urmărindu-i pe aceștia, vreau să vă spun că ne încearcă o mândrie când îi vedem. Anul acesta am avut un băiat care a intrat la litere, o fată la limbi străine, din voluntarii noștri și vin și ne spun și simți cumva și contribuția ta, pentru că i-ai ajutat să se adune aici la bibliotecă și au făcut temele la sala de lectură. Doamnele de acolo de sus, de la etajul 3, simt așa când vin să ne revadă din cititorii noștri. Avem un băiat care este la facultatea de fizică, singurul care a luat nota 10 la bacalaureat anul trecut, acum 2 ani, a fost singurul din județ. Iar băiatul acesta, pot să spun eu cu mândrie, și-a petrecut foarte mare parte din timp la bibliotecă, de când eram în demisol și de când eram în sediul Victoria, el venea și își petrecea după ore și făcea temele la noi la bibliotecă. Și îl știm ca și pe copilul nostru, el avea locul lui, știa unde se duce. Și când l-am văzut că a fost singurul care a luat nota 10 la bacă, nu aveam cum să nu avem și noi o mândrie a noastră și să simțim că am contribuit și noi. Un mesaj pentru tineri, pentru călărășeni? Le spun că îi așteptăm la bibliotecă, că avem aici peste 300.000 de documente, de unități bibliotecare, le spunem noi, carte, documente pe un alt suport, presă, care îi așteaptă. Nu trebuie să-și cheltuiască resursele pe cărți pentru a le păstra, să vină să ne solicite și noi achiziționăm și la sugestiile lor, achiziționăm carte. Îi așteptăm cu drag și spațiile sunt la dispoziția lor oricând. Mulțumim și succes! Vă mulțumim și noi!